Codul QR te duce QR, codul QR. Aplicația asta este absolut dezastruoasă. Absolut dezastruoasă. Jesus, ce cald e. Vă rog să-mi spuneți în comentarii. Vă rog. Bă, în perioada în care totul devine smart, efectiv, absolut orice, că avem smart home, că avem telefoane smart, laptopuri, televizoarele devin din ce în ce mai smart, fiecare se conectează între ele și așa, păi eu aveam impresia la un moment dat că tot ce mai lipsea era să avem un inel smart. Gen, cum ar fi să ai un inel la mână și poți face chestii cu ăla? E, cam asta am eu aici. Păi, eu când am văzut inel smart, chiar eram curios. Bine, încă nu sunt convins exact ce se află în toată cutiuța asta, pentru că e destul de mică și, sincer, am extraordinar de mari dubii, dar părea promițător de pe internet. Aparent, în momentul ăsta, se conectează doar cu Android, pentru că folosește conexiune NFC, dar probabil pe viitor o să apară și versiuni pentru iOS. Trebuie să se conecteze cumva, având în vedere că și iOS-ul, iPhone-ul are cumva un NFC pentru plățile alea Apple Pay. Dar, momentan, vorbim despre o firmă habar n-am cum se pronunță. Mă rog, jacom.com este site-ul lor. Eu din ce am citit de pe descrierea produsele de pe net, scrie că ar fi waterproof. Mi se pare cum evident, adică e un inel. Nu văd cine ar putea intra apă într-un inel. Mă rog, așa, poți bloca aplicații. Este destul de prietenos cu pielea ta, adică nu conține maliaje sau metale care să fie alergice sau să fii tu alergic, că metale nu sunt alergice de obicei. Așa, nu necesită încărcat sau ceva. Poți bloca aplicații cu el. Hai să vedem care e treaba. Hai să vedem ce avem înăuntru. În primul rând, pe cutie avem foarte multe litere și caractere chinezești și rusești. Avem un cod QR pe care eu l-am scanat dinainte. Aveam, cum am zis, aveam puține dubii, nu știam exact cum funcționează. Codul de bare te duce la site-ul lor, unde poți descărca cumva sau să intre pe pagina unei manualul de instrucțiuni. Pentru că, na, chestia asta nu prea au încăput un manual de instrucțiuni sau probabil nu este, încă n-am desfăcut complet cutia. În manualul de instrucțiuni găsești și un link de unde poți descărca aplicația. Au un link către Google Play. Nu este aplicația pe Google Play, ceea ce în capul meu deja a devenit chestia asta mult mai dubioasă. Dar au și un link de unde poți descărca practic fișierul lor de aplicație și l-am descărcat de acolo. Bun, hai să vedem ce avem în cutie. Mai sunt și două coduri de bare pe spate. Habar n-am, pe alea nu le-am scanat încă. Bun, hai să vedem inelul. Eu am luat mărimea 10. Inelele sunt pe mărimi. Stai așa, stai că arată bine, arată foarte bine. Acum hai să vedem dacă... Ok. Da. Pe interiorul inelului sunt 3 puncte. Este un punct alb, argintiu, mă rog, este un punct roșu și un punct negru. Fiecare punct de aici are câte o funcționalitate. Cel argintiu se ocupă de funcția NFC, de conexiunea cu telefonul. Cel roșu de funcția ID. Cumva poți să copiezi datele de pe un card de acces sau anumite tipuri de card. Poți să le copiezi și să le stochezi în inel și să folosești inelul pentru a intra sau pentru a accesa anumite informații. ID. Aici denumirea îi spune cumva. M1 nu știu exact cum funcționează. Aici am un telefon cu Android și cu NFC și am deschis aplicația și nu pot să zic că sunt tocmai bucuros de cum arată aplicația, de layout-ul pe care îl are. Adică arată destul de dubios, puțin malformat. Este o aplicație maltratată complet și vreau să văd exact măcar dacă funcționează, măcar dacă aș face treaba. Hai să punem inelul la deget. Hai să văd pe celălalt deget. Nu mai pot scoate. Hai să încerc un deget. Ah, ok, îl punem aici. Am pus aici. Am pus în podul palme funcția de teoretic punctul de NFC. Hai să vedem exact cum funcționează aplicația asta. Hai să-i dăm pe edit task, care spune și edit more functions to smart ring. Și zice să atingem inelul de... a mers! Am restartat aplicația și a mers. S-a conectat inelul. Bun, ok, deci e bine de știut că merge. Chiar aveam dubii, sincer, mă așteptam momentul ăsta, mă închideam camera, renunțam complet la idee. Acum hai să vedem ce posibilități avem basic functions din aplicația asta, din inelul smart. Și avem așa, private note, set smart ring to open private note. Poți să-ți setezi niște notițe private și folosești inelul ca să le deschizi cumva. Nu știu, hai să dăm... Ok, hai să adăugăm o notiță și scriem... Subscribe, ok, asta e titlul notiției, textul, subscribe, Alin, zvâncă, YouTube, ok, am salvat o notiță. Acum, oare cum o pot deschide, asta e ideea. Bun, și eu acum dacă folosesc ăsta, stai așa că sunt curios de treabă, bun, am setat o notiță private, pe care nu o poți vedea oriunde, teoretic este stocată în aplicația asta și dacă eu vreau acum să apropii, să văd dacă pot să o deschid cu inelul, apropii inelul de...
Oh, și mi-a deschis notița! Băi, asta e super tare! Deci chestia asta este super, super tare! Sunt toate aplicațiile închise. Ok, am asta cu NFC-ul aici și încerc să-l apropii de spate. Și gata, mi s-a deschis. Deci mi s-au deschis notițele. Subscribe și subscribe, ales încă YouTube. Chiar vă rog, subscribe. Vă găsiți și pe Instagram pe Zvânca Alin. Hai să vedem ce mai poate face această aplicație minunată. Pe lângă asta, inelul mai poate deschide rapid aplicații, poate să deschidă un video, poate să pună muzică, poate să deschidă un link, poate să deschidă un, să pornească un apel, să suni pe cineva, poate să scrie un SMS sau un text anume. Wow. Hai să vedem măcar cu StartApp. Ok. Hai să selectăm o aplicație. Sunt curios cum o să se descurce în momentul când eu am și o notiță privată, dar și o aplicație de deschis. Oare ce o să fac în momentul ăsta? Hai să încercăm să vedem dacă îmi dă vreo opțiune sau ceva. Ok, și mi-a deschis calendarul. Poți să setezi o singură acțiune pentru NFC. Mi se pare cumva firesc, pentru că practic el nu are de unde să știe. Bine, ar putea să deschidă cumva un pop-up să le arate pe toate, dar cumva contravine regulii lui de a crea chestii private. Adică el dacă te întreabă, bă, vrei să deschizi o notiță privată, nu prea mai este privat ca ai o notiță privată, că poate vedea cineva de lângă tine că ai o notiță privată, nu? Faci o singură chestie pe care îl pui tu să o facă în momentul în care apropii NFC-ul de telefon. Bun, hai să vedem ce se mai poate întâmpla în aplicația asta. Aparent, funcția de NFC poate să-ți seteze un anumit profil. Adică dacă tu, de exemplu, nu știu, vrei să-ți închizi Wi-Fi-ul, toate datele și așa, gen un airplane mode, dar vrei să faci asta neatingând ecranul și doar atingând inelul de spatele telefonului, de, mă rog, în ce zonă se află senzorul NFC, poți face asta, îți poți selecta un profil, poți să setezi un brightness la ecran, poți să-ți setezi dacă să vibreze sau nu, absolut orice, și în momentul când atingi inelul, îți setează instant acel profil. Nice. Sunt curios de o chestie, sunt curios de blocarea aplicației. Hai să blocăm o aplicație. De exemplu, blocăm aplicația de Shazam. O selectăm, o apărut la aplicații blocate. Ia să încerc acum, de exemplu, să deschid aplicația de Shazam. Dacă dau pe Shazam. Ok, mi s-a deschis Shazam. Asta a fost o pauză de gândit. Am încercat să văd dacă pot face deblocarea aplicațiilor să funcționeze, dar apare poate o fi vina telefonului, nu-mi dau seama în momentul de față. Dar nu blochează nicio aplicație și nu-mi pot da seama de ce. Dacă este o eroare din inel, dacă este o eroare în aplicație sau dacă pur și simplu nu are acces asupra aplicațiilor mele. M-am uitat în setările aplicației în sine, aplicației inelului și are permisiu să facă orice. Dar apare nu blochează aplicațiile. Dar celelalte funcționează destul de bine. Hai să vedem și screen lock-ul. Ok, să încercăm să deblocăm telefonul folosind NFC-ul. Aparent nu toate funcțiile funcționează de la inelul ăsta. Într-adevăr, are un design super interesant, are un design plăcut, are un design normal, are un design de inel, dar este negru și așa destul de stylish. Am testat toate funcțiile astea folosind un Samsung J4 Plus. Nu este cel mai grozav telefon și de asta nu pot să-mi dau seama dacă faptul că nu merg toate chestiile, cum ar fi blocatul aplicațiilor sau deblocarea ecranului telefonului folosind inelul, nu merge datorită, mă rog, nu datorită, din cauza telefonului sau din cauza inelului sau aplicației. Pot fi amândouă chiar, adică poate fi, nu știu, poate fi o lipsă de configurație pentru inel, pentru tipul ăsta de telefon sau aplicație pentru tipul ăsta de telefon. Pot fi o grămadă de chestii. În schimb, faptul că deschide aplicație, că poți să stochezi niște notițe, poți să stochezi anumite chestii pe el, poți să faci o replicare la carduri, poți să faci o grămadă de chestii pe o... atât. Deci, atât, da? Atât. E o chestie super mică și poate stoca și poate face chestii faine, pe lângă faptul că îl iei la tine, dar îl porți la mână, ai informație la deget. O să aveți link, ca de obicei, în descriere. Dacă doriți să vă cumpărați inelul și o să-l testați pe alte telefoane, vă rog să-mi spuneți, să-mi lăsați în comentarii dacă merge sau dacă are aceleși probleme și pe alte telefoane. Pentru că eu chiar sunt curios, pare o chestie destul de faină, pare a fi un viitor destul de interesant să ai informație, să poți face atât de multe chestii cu un inel. Nu pot să-i fac un b-roll pentru ta. E o chestie și mică, adică am, cred că 2 secunde de b-roll. Hai că pun 2 secunde. Acum. Mai mult de atât n-am ce să-i fac, da? Ok, gata. Ha, v-am lăsat, v-am pupat, aveți link în descriere, vă mulțumesc în fiecare vineri de acum la 7 și un sfert unboxing și sperăm că altele o să fie mai interesante și cu b-roll de acum încolo. V-am pupat și v-am lăsat, pa!